Salut și bine v-am găsit la un nou sezon After School Învățăm Împreună. Așa cum v-am promis anul trecut, astăzi vom trece la următorul nivel. Vom studia materia pentru examenul de bacalaureat. Se făcea, Venam eu astăzi așa, tip-til, tip -til, către acest studiu minunat și mi-am dat seama că mi-este o foame de lup, adică n-am un covrig în burtă și n-am văzut și eu nicio covrigărie și m-am gândit Uite, mă, câte expresii, covrigi, covrigi, de unde vine covrigul? Cum a luat ființă covrigul? Și mi-am dat seama că originea covrigilor este una complicată. Unii spun că provine din Germania, alții atribuie meritul călugărilor italieni, însă totul a pornit în jurul anului 600. Cel mai vechi covrig din lume a fost descoperit în Germania în timpul unei escavări în apropierea Dunării, la Regensburg. După cercetări, s-a aflat că are vârsta de 250 de ani. Ei bine, dacă v-a fost dor de Marcel Bartic, proful nostru cult cool de istorie, el s-a întors să vă prezinte istoria contemporană. Istoria care se întâmplă în aceste zile. Povestea majestății sale, regina Elisabeta a II. Salutare, sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și astăzi, așa cum v-am obișnuit până acum, vreau să vă spun o poveste. Povestea unei fetițe neastâmpărate pe care părinții ei o numeau Lilibet. Ei, acum probabil că ați ghicit ce o fac eu pe misteriosul, este sigur că da vorba despre regina Elisabeta. E adevărat, nu e în programa școlară, nu apare în planificările profesorilor, dar sunt sigur că sunteți foarte curioși și v-ați pus întrebări cu privire la cine a fost această regină și de ce moartea ei a întristat o lume întreagă. De fapt, Trebuie să știți că așa se întâmplă întotdeauna când au loc evenimente deosebite. Elevii și întreabă profesorul de istorie: cine a fost omul acela? De ce este atât de special? Acum, sigur, nu este un răspuns foarte ușor. Poate că dacă am fi avut aici lângă noi un istoric al casei regale, v-ar fi putut da informații despre faptul că a fost cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. 70 de ani, o domnie de 70 de ani a fost parte a celor mai importante evenimente istorice de la al doilea război mondial încoace. Poate că v-ar putea povesti despre istoria monarhiei britanice, prerogativele reginei și faptul că Elisabeta a fost cea care a condus cele 15 state din Commonwealth. Ei bine, eu însă am să vă spun că odată, de mult de mult, a fost o fetiță pe care părinții ei o alintau cu numele de Lilibet. Îi plăceau tare mult animalele, în mod special caii și câinii. Cum vă plac și vouă, presupun, nu așa? Adică pot să jur în acest moment că deja vă uitați după pisica voastră de acasă. E, uite așa și Lilibet. A fost tare bucuroasă când a primit în dar primul ei cal, pe care l-a botezat Peggy și a însoțit-o de multe ori prin plimbările ei. A, ă, stați că am uitat. A crescut o, o guvernantă cam uh, sever, așa, o pedepsea de multe ori și pentru cea mai mică greșeală. Cum adică o pedepsea? Ei, nu era prințesă? O cam pedepsea așa prințesă cum era ea, că na, de, o purea pe un scaun până se astâmpăra un pic. Ei, ce credeți? Prințesele sunt și ele neastâmpărate. Exact cum sunteți voi sau cum ați fost atunci când erați mici. E Uh, apropo, mi am mai amintit ceva. Știați că îi plăcea să facă sport, cum vă place și vouă, de pildă. Lilibet, când era copil, practica în notul. Ba chiar odată, dacă mi-amintesc bine, a câștigat chiar și o competiție. Mă uit în uh, privirile voastre și mi imaginez cumva că vă întrebați, da, adică cum prințesele nu câștigau din oficiu? Uh, nu, nu în Marea Britanie. Chiar dacă era prințesă, uh, trebuia să respecte aceleași reguli ca toți ceilalți copii. Apropo, când era așa de vârsta voastră, să știți că nu învăța la o școală, învăța acasă. Făcea un soi de, am spune astăzi, homeschooling. Veneau profesorii la ei și o învățau tot felul de materii. I-a plăcut istoria, literatura engleză, franceza în mod special. Vă, vă place franceza? A avut fratele Bartic vreo două încercări aici la After School. Sper că ați uitat repede de ele. Ce că vă aveți preparat Ble de la ble de blu Când avea vreo 14 ani, a izbucnit cel de-al doilea război mondial. În 1940, probabil ați învățat deja la istorie în clasa 7, Germania nazistă a avut o încercare de a invada Marea Britanie și au început bombardamentele asupra Londrei. Au fost numeroase familii cu copii cu tot care au încercat să se pună la adăpost. Unii au fugit chiar în zone mai ferite din calea războiului. Dar Lilibet, să știți, că a fost tare curajoasă când a văzut că sunt mulți alți copii care uh, s-au speriat de război, că trebuiau să fugă din calea bombelor, ea a ținut un discurs faimos la radio. Și știți ce le-a spus celor mici din Marea Britanie? Să nu le fie frică. Nici măcar un pic. Să fie sigur, sigur că țara lor va obține victoria. în end, all will be well. For God will care for us and give us victory and peace. Poate vă întrebați dacă nu i-a fost frică și ei, ba, presupun că da, e normal să-ți fie frică când se întâmplă un război. E suficient să ne uităm la ce se întâmplă în, lângă noi aici, în Ucraina. Dar și-a învins teama și a ales să încurajeze pe cei din jurul ei. Cum ați putea face și voi uneori, nu -i așa? I-ați încurajat vreodată pe cei din jurul vostru când le-a fost teamă? E, eh, uite, ați putea face și voi la fel. Dar stați așa că a făcut multe altele. Știați că la un moment dat, în timpul războiului, a făcut cursul de mecanic auto și șofer de camion? Cum de ce? Dacă era nevoie, dădea așa o mână de ajutor la transportarea, nu știu, a proviziilor, de pildă. Poate pentru copii chiar. Adică, cum să fie șofer de camion, o prințesă? <laughs> ba da, dar a fost o prințesă specială. Una care nu a avut nicio problemă să se îmbrace în salopeta de mecanic, și dacă ar fi fost nevoie, poate, nu știu, să repare acolo un motor. Aici recunosc, trebuie să vă spun că avea abilități mult mai dezvoltate decât cele ale subsemnatului, care în afară de claxon și volan, nu mai cunosc alte lucruri legate de o mașină. Apropo, mi-aduc aminte de un episod când Lilibet devenise deja regină și a primit vizita lui Abdullah bin Abdulaziz, era prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Mă rog, și de printre discuțiile alea pe care le-au avut ei acolo, la un moment dat, regina îi spune Știți, vă invit la o plimbărică pe aici prin parcul de la castelul Balmoral. Asigur că da imediat cum să nu cine conduce. Eu, i-a spus regina. Ai cum dumneavoastră? Eu. Uh, fac o paranteză, nu știu dacă știați, dar în Arabia Saudită femeile au primit dreptul de a conduce o mașină foarte târziu, abia după anii 2000. Uh, așa că prințul moștenitor din Arabia Saudită a fost relativ... Uh, Reținut așa când a primit invitația reginei, dar acum ce era? S-o refuze? No, eh, S-a urcat în mașină și a băgat într -antea și un demaraj puternic de la lipit pe ăsta pe scaun, încât la un moment dat, cred că l-a luat cu palpitații, you, Your Majesty, slow down, please, I'm a little bit scared. Da, în sfârșit, să ne întoarcem la povestea noastră. Apropo de asta, să știți că și în istoria noastră a existat odată o regină pe care o chema Maria hai că vă amintiți cu siguranță, și care a fost asistentă medicală. Da, a îngrijit soldații pe front în primul război mondial, iar aceștia au iubit-o foarte mult numind-o mama răniților. E, uite așa și cu Lilibet. Din acest motiv, toți copiii din Marea Britanie au îndrăgit-o atât de mult, pentru că a știut cum să le fie aproape. Trebuie să vă mai spun ceva despre ea. E, și o să vă placă sigur, sigur. Mai târziu, când a crescut și a devenit regină, a apărut într-un videoclip cu James Bond, cu agentul 007. Și a fost chiar foarte încântată. <coughs> a schimbat chiar un pic replicile și a jucat o scenă în care, țineți-vă bine, trebuia să sară dintr-un elicopter. Mă rog, N-a sărit ea, firește, a fost un cascador în locul ei și a aterizat fix în loja din Stadionul Olimpic din Londra. Oamenii au fost foarte entuziasmați când și-au văzut Regina în această ipostază. Copii, aș vrea să mai știți ceva despre Lilibet. Ceva foarte, foarte important. Știți că în manualele noastre de istorie mai mereu se vorbește despre ce au făcut bărbații. Că au condus armate, au încheiat tratate, au făcut tot felul de lucruri importante și ați avea impresia la un moment dat că istoria parcă este scrisă doar de bărbați. E, nu este așa. Lilibet ne-a arătat că femeile pot face aceste lucruri la fel de bine. Ba, poate chiar mai bine, ar spune eu. Cu mai multă înțelepciune și eleganță decât știu bărbații să se poarte. Nu s-a lăsat niciodată intimidată, nici măcar atunci când a vorbit cu cei mai faimoși conducători din lume. Asta este o lecție pentru voi copii, în mod special pentru fete. Să nu vă fie niciodată teamă să visească că puteți schimba lumea, așa cum a făcut-o Lilibet. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie, și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Și atunci când vă propuneți să visați, să schimbați lumea, să nu aveți nicio îndoială că o puteți face. Iată, astăzi v-am dat un exemplu. Să vă spun în continuare ceva legat de matematică, dar și despre România. Despre covrigi, da, în 2015, în cadrul festivalului medieval de la Sighișoara, a fost scop cel mai mare covrig realizat vreodată la un festival medieval, numit Hrana Urșilor. Doamne, există un record și pentru cel mai mare... Oh. A măsurat o suprafață desfășurată de 64 de metri liniari. La aluatul din care a fost preparat s-au folosit 100 de kg de făină și 1 kg de drojdie. Un alt record stabilit cel mai mare covrig, cu o greutate de 382 de kg, o lungime de 8,2 metri și o lățime de 3,1 metri. El a fost fabricat din, țineți-vă bine, doamne Alina, zim dacă zic bine, 536.985 de kilograme de făină. Doamne, câtă matematică e aici și mai bine o las pe Alina Ciocan să vă spună ea exact cum să treaba cu șiruri, cu numere, cu șiruire de numere. Mă duc! Bună, sunt Alina, profata de mate. Ei bine, nici nu începem bine misiunea și zic să trecem la lucruri cu adevărat reale. Adică, numere cu adevărat reale. Adevărat reale? Adică, vorbim despre numere reale și atât. De ce se numesc numere reale? Au primit această denumire atunci când s-au descoperit numerele imaginare. Asta prin secolul al XVII-lea. Ei, o să vorbim despre numerele astea imaginare, doar toate la timpul lor. Astăzi vorbim despre mulțimea numerelor reale, o lecție care face parte din programa clasei a noua. Să mergem acum la tablă să vedem cum se prezintă această mulțime de numere reale. Să începem prin a recapitula mulțimile de numere pe care le-am studiat până acum. Numerele naturale, formate din 0, 1, 2, 3, da, avem o infinitate de numere în această mulțime, apoi avem mulțimea numerelor întregi, formată din Numerele pozitive și negative întregi, bineînțeles. Deci, practic, avem mulțimea numerelor naturale, dar și opusele lor, da? Apoi, mulțimea numerelor raționale, formată din fracții, da? Este mulțimea de forma A supra B, cu proprietatea că A și B sunt în Z, iar B este diferit de 0. Bineînțeles că, în mulțimea numerelor raționale, avem și fracțiile zecimale, ă, da? Și apoi avem mulțimea numerelor reale, care cuprinde toate aceste numere, în plus având și mulțimea numerelor iraționale, adică numerele alea cu o infinitate de decimale pe care nu le putem reprezenta ca o fracție. Radicalii pe care nu-i putem descompune sau care nu sunt pătrate perfecte sau dacă avem radical de ordin mai mari, dar de exemplu dacă avem un radical de ordin 3, nu este un cu perfect sub radical și tot așa, piul este un număr irațional sau numărul lui Euler. Pe toate aceste mulțimi, bineînțeles că avem definite operațiile uzuale. Da? După cum observăm, mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi, inclusă în mulțimea numerelor raționale, inclusă mai departe în mulțimea numerelor reale. Deci orice număr natural este și real, de aceea spunem că mulțimea numerelor reale da, este formată din, este cea mai mare mulțime de fapt pe care o studiem noi până în acest moment și conține toate tipurile de numere, da? Bun, și cum spuneam, pe aceste mulțimi avem definite operațiile uzuale de adunare, scădere, înmulțire și împărțire, operații care își păstrează proprietățile, da, pe toate mulțimile. De exemplu, adunarea este comutativă, asociativă, da, și admite element neutru. Elementul neutru este 0. Apoi Înmulțirea este comutativă, este asociativă, elementul neutru este 1 și mai avem și distributivitatea înmulțirii față de adunare și de scădere, cum am învățat în clasele mici, da, avem aici practic factorul comun. La fel se întâmplă și cu ridicarea la putere, dar ridicarea la putere este o înmulțire repetată. Avem a la puterea n este a înmulțit cu a de n ori. Știm că orice număr la puterea 1 este numărul respectiv, deci a la puterea 1 este a, orice număr la puterea 0 este 1, iar a la o putere negativă a la minus -n este 1 supra a la n. Bun, iar regulile de calcul cu puteri se păstrează, bineînțeles, și în mulțimea numerelor reale. Bun, pornind, de exemplu, din mulțimea numerelor întregi, avem opusul unui număr, iar din mulțimea numerelor raționale da, pornind din mulțimea numerelor raționale, are sens să vorbim despre inversul unui număr. Deci asta înseamnă că în mulțimea numărilor reale avem și opusul unui număr, adică schimbăm semnul, dar există și inversul său, da? Bun, și acum aș vrea să urmărim câteva formule de calcul prescurtat care vă vor ajuta viața pe viitor, legat de matematică, desigur. Bineînțeles, avem și clasicele formule pe care le-am învățat în clasa a 8 -a, da? a plus b totul la pătrat este a pătrat plus 2ab plus b pătrat, a minus b totul la pătrat este a pătrat minus 2ab plus b pătrat, iar a minus b pe lângă a plus b este a pătrat minus b pătrat. Aici avem formula pentru diferența de pătrate și, bineînțeles, pentru a demonstra aceste formule, da? ne folosim de proprietățile ridicării la putere, Adică A plus B totul la a doua este A plus B pe lângă A plus B și desfăcând paranteza ajungem la formulă. Dar după cum spuneam, aceste formule da, ne ușurează viața ca să nu mai desfacem noi parantezele, le putem aplica direct. Ei bine, astăzi mă interesează să vedem ce facem când avem puterea A3 a treia? Vrem să arătăm că A plus B totul la A3 A treia este egal cu a la 3a plus b la 3a plus 3 b pe lângă a plus b, unde a și b sunt două numere reale. Bun, ce vom face? Pe a plus b totul la a treia, îl putem scrie ca a plus b totul la a doua, da? Ori a plus b. Aici vom aplica formula de calcul prescurtat pe care deja o cunoaștem. a pătrat plus 2ab plus b pătrat pe lângă a plus b. Și acum vom desface parantezele. Mai întâi, pe A pătrat îl vom înmulți cu fiecare termen din paranteza A plus B. Când înmulțim cu A, A pătrat ori A este A la puterea A treia, iar A pătrat ori B este A pătrat ori B, da? Apoi avem 2AB ori A, 2A pătrat B, 2AB ori B, 2AB pătrat. Și ne-a rămas să înmulțim și cu B pătrat, B pătrat A și B pătrat ori B este B la a treia. Și acum ne vom uita la termenii asemenea. Observăm că avem un a pătrat b aici plus 2a pătrat b. Deci asta înseamnă 3a pătrat b și 2ab pătrat plus b pătrat a, da? Din cauza comutativității b pătrat a este egal cu b pătrat și atunci vom avea 3ab pătrat. Deci a la a treia, b la a treia vor rămâne, da? Nu avem termeni asemănători, a plus B totul la 3 -a, este A la 3 plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus B la 3 -a. Formulă pe care o putem reține și așa, da? Deci, cum, cum, putem face asta? Vedem că exponentul este 3. Evident, o să am un A la 3 și un B la 3 și apoi am 3 de la exponent, A pătrat B. Deci mai întâi A la puterea a doua, B la puterea întâi, 3AB pătrat. Toată ideea este ca suma coeficienților să fie 3. Da? Deci dacă aici avem A pătrat, B pătrat, este greșit. 2 plus 2 este 4. Ca să putem să demonstrăm egalitatea din enunț, ce vom face? Între 3A pătrat B și 3AB pătrat îl vom da factor comun pe 3AB. Deci vom avea A la 3A plus B la 3A plus 3AB pe lângă A plus B și formula este demonstrată. Evident, pentru A minus B totul A3 vom avea același lucru ce vreau aici să îți arăt. Nu o vom demonstra, dar poți face asta tu acasă. Este că semnele vor alterna am minus plus minus. Și la fel, dacă îl dau pe minus 3 ab factor comun, între minus 3A pătrat B și plus 3AB pătrat vom avea a la 3 a minus b la 3 a minus 3ab pe lângă a minus b, da? Minusul de aici cu minusul de aici, obținem plusul. Bun, mai departe, avem și o diferență de cuburi, a la 3 a minus b la 3 a este a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat. Ce observăm? Dacă aici avem o diferență, prima paranteză este cu diferență. Da? Avem fără exponenți a minus b pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Evident, ce vom face? Vom desface parantezele, da? Avem aici un produs, înmulțim A cu fiecare termen din paranteză și minus B cu fiecare termen din paranteză și observăm că avem A la 3A plus A pătrat B plus AB pătrat minus B A pătrat minus AB pătrat minus B la 3 -a. și ne uităm la termeni asemenea. Avem un plus a pătrat b și un minus b a pătrat. Ei se vor reduce și plus a b pătrat cu minus a b pătrat care și ei se reduc. Deci vom obține a la a treia minus b la a treia. Deci atenție că aici în formulă nu avem 2 acela, da? Este fără 2 și tocmai dacă aveam un 2 nu se mai reduceau termenii. Bineînțeles că aceeași formulă se aplică și în general, da? Aici avem a la a patra minus b la 4. Bun, o să fie a minus b pe lângă a plus b, pe lângă a pătrat plus b pătrat, pentru că pe a la a patra putem să scriem că a pătrat totul la pătrat, b la a patra e b pătrat totul la pătrat și aplicăm diferența de pătrate de două ori, da? Apoi, pentru a la 5 a plus b la 5, la fel, observăm că avem plus, deci în prima paranteză avem a plus b. Apoi, gradele scad, da? Avem a la a patra minus a la 3b a plus a pătrat b pătrat minus a b la 3 plus b la a patra. Deci, puterea lui a scade și a lui b crește, iar semnele alternează. Dacă toate ar fi fost cu plus, atunci nu se mai reduceau când desfăceam parantezele, da? Iar, în general, a la n minus b la n avem diferență, deci a minus b. Și cum spuneam, în paranteză, coeficientul, uh, exponentul lui a scade, iar exponentul lui b crește. Și acum, dacă ești la mate info, sigur te vor interesa și aceste inegalități. Inegalitatea sumei de pătrate a pătrat plus b pătrat e mai mare sau egal decât 2 ab Și asta are este din uh, binom, da, din a plus b totul la a doua, orice pătrat perfect este mai mare sau egal decât 0. Avem inegalitatea mediilor, media armonică este mai mică sau egală decât media geometrică, care este mai mică sau egală decât media aritmetică și inegalitatea Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, da, forma aici cea mai simplă, a ori x plus b ori y totul a pătrat, este mai mic sau egal decât a pătrat plus b pătrat, pe lângă x pătrat plus y pătrat, pentru orice a, b, x și y numere reale. Bun, atât pentru azi, să mergem să recapitulăm. Practic, azi am trecut în revistă mulțimile de numere pe care le știm încă din general. Și am făcut cunoștință cu câteva egalități și inegalități care ne vor ajuta mai departe. Și poate te întrebi de ce avem nevoie de aceste numere reale. Ei bine, nu este niciun secret că matematicienii, au fost și mari filozofi, și încet încet, de la calcule simple au ajuns să calculeze diametre de cerc sau să preconizeze eclipse de soare. Matematica ne învață și ne oferă, de fapt, soluții eu mă gândesc că aceste mulțimi de numere nu au făcut decât să găsească soluții unor ecuații, mărind de fapt mulțimea soluțiilor. De exemplu, fără matematică nu am fi știut cum arată ecuația căldurii. Cu căldură îți spun și eu acum că ne vedem lecția viitoare. papa. pa! pa! Eu merg așa în șir, în șir indian, da? Un pic mai Michael Jacksonian. E bine, noua noastră profesoară de limbă și literatură română este Alina Hristea. Anul acesta, ea vă va arăta cât de frumos este să citim. Salutare! Sunt Alina Hristea și de astăzi sunt profata de limba și literatura română. Subiectul lecției noastre este din programa pentru examenul național de bacalaureat intitulat Elemente de comunicare și ceea ce discutăm împreună te va ajuta pentru proba orală la această disciplină, adică la competențele lingvistice la limba și literatura română. Ceea ce ne propunem să aflăm astăzi împreună, dacă vrei mai scurt obiectivele noastre, se găsesc în materia clasei a noua și sunt Explicarea schemei comunicării, precizarea factorilor comunicării și a funcțiilor specifice a acestora și prezentarea celor trei tipuri de comunicare, verbală, paraverbală și non-verbală. De-a lungul anilor, un citat care ia aparține lui Confucius a devenit preferatul meu și poate pentru că se aplică întotdeauna în orele de comunicare, și anume, spunem și voi uita, arată și îmi voi aduce aminte, Implică-mă și voi înțelege. Deci voi avea nevoie să fii un ascultător activ, adică să fii atent la ce se spune pentru minutele pe care le petrecem împreună astăzi. Hai să pornim de la schema comunicării propusă de lingvistul rus Roman Jacobson. Conform acestuia există șase factori ai comunicării. Emițătorul, adică cel care transmite un mesaj receptorului, adică destinatarul mesajului respectiv. Atenție aici! Participanții la un act de comunicare pot fi în același timp și emițători și receptori în funcție de context. Mesajul, adică secvența de mesaje verbale sau non-verbale pe care emițătorul o transmite către receptor. Codul, adică sistemul de semne, cu ajutorul căruia se construiesc mesajele. Un pic complicat aici, dar uite, am să te ajut. Codul trebuie să fie comun emițătorului și receptorului și poate să fie verbal, precum alfabetul, paraverbal, precum codul Morse sau limbajul surdomuților, sau nonverbal, cum ar fi semnele de circulație sau simbolurile matematice. Canalul este mijlocul prin care se difuzează mesajul și poate fi audio, video sau desigur scris. Contextul vizează circumstanțele în care are loc comunicarea. Fiecărui factor al comunicării îi corespunde o funcție, astfel încât apar funcțiile limbajului, pe care le poți observa și tu scrise cu o culoare diferențiată. Astfel, funcția emotivă aparține emitătorului și exprimă stările de emoții ale acestuia. Prin ea se accentuează o atitudine, o stare sufletească, o dorință nemăturisită a vorbitorului. Să luăm o propoziție simplă precum nu te cred și să ne imaginăm că în prima dată este reacția profetare de matematică la afirmația că nu ai tema pentru că ți-a rost cățelul și a doua este ce îți spune colega sau colegul tău de bancă atunci când îl anunți că ai făcut rost de bilete VIP la Never See sau antol și că o iei sau îl iei cu tine. Nu te cred? Nu te cred! Funcția conativă sau persuasivă este specifică receptorul și se referă la efectul de convingere pe care mesajul trebuie să-l aibă asupra acestuia și urmărește obținerea unei reacții imediate. Mărcile specifice sunt vocativul și interjecții. Și acum, e momentul pentru exemplul meu preferat. Să ne imaginăm următorul mesaj. Cumpără acum o tigaie dry cooker și vei primi cadou încă o tigaie dry cooker. Fii printre primii 100 de cumpărători și în plus vei primi un set de cuțite de ultimă generație. Ce înțelegem de aici? Că cineva încearcă să ne convingă să cumpărăm ceva de care avem sau nu avem nevoie. Să știi că această funcție apare de fiecare dată când pe Instagram cineva îți recomandă un produs. Așa că fii atent și discerne. N-ai vrea să ai prea multe tigăi, dry cooker, nu? Funcția poetică este specifică mesajului. Atrage atenția asupra propriei fore. Această funcție este prezentă în poezie, dar și în proză și presupune utilizarea unor elemente prozodice, gramaticale și semantice specifice. Știu, puțin complicat, însă uite un exemplu. Să știi că această funcție apare de fiecare dată când vorbești în rime sau recizi vezi într-o poezie sau cântec. Uite, de fiecare dată când un elev de-ai mei și da, de-ai mei este forma corectă împreună cu de-al meu, îmi spune că nu are cartea sau manualul, eu răspund. Cine nu are carte, nu are parte. Și astfel folosesc funcția poetică. Funcția referențială este specifică contextului și e centrată pe evidențierea aspectelor concrete ce se doresc a fi transmise. Această funcție apare mereu când emițătorul oferă o informație despre mediul înconjurător, cel mai des în buletinul meteorologic. Sigur, se aplică și pentru aplicația de vreme pe care tu o utilizezi. Funcția metalingvistică. Aparține codului, include și gestica, și mimica, și tonul. Prin ea se urmărește explicarea anumitor elemente componente ale discursului, în intenția de a-l face inteligibil și ușor de performat. Această funcție apare de fiecare dată când emițătorul îți explică un termen. Uite! Eu mai devreme am utilizat cuvântul inteligibil, care înseamnă că poate fi înțeles cu ajutorul gândirii logice sau rațiunii. Explicația aceasta m-a făcut pe mine să folosesc această funcție. Funcția fatică corespunde canalului și constă fie în stabilirea comunicării, fie în prelungirea sau întreruperea ei în vederea verificării traseului și a calității receptării. Ca exemplu, hai să te întreb. Ce faci tu când vorbești cu cineva la telefon sau pe internet și acesta nu răspunde la o întrebare adresată? Pe vremea mea se folosea alo, alo sau alo mai ești pe fir, alo mai ești la telefon, alo mai ești acolo. Tu probabil că acum spamezi, nu? Mergând mai departe cu ce avem discutat astăzi, așa cum îți spuneam mai devreme, sunt trei tipuri de comunicare. Verbală, non-verbală și paraverbală. Comunicarea verbală se referă la un tip de comunicare care implică utilizarea unor semne lingvistice, mai simplu, adică literele. Aceasta înseamnă că necesită în mod obligatoriu utilizarea unor cuvinte sau expresii scrise sau orale. Comunicarea non-verbală se referă la gesturi, la expresii factuale, la tonul vocii, contactul vizual sau lipsa acestuia, limbajul corpului, postura și alte moduri în care oamenii pot comunica fără a folosi cuvintele. Comunicarea paraverbală. Se manifestă prin sunete nearticulate, prin intonație, prin accentul pus pe cuvinte, prin timbrul, inflexiunea sau tonalitatea vocii. Ponderea lor arată că, într-o situație de comunicare, 55% este non-verbal, 38% paraverbal și 7% verbal. Să luăm câteva exemple concrete din viețile noastre. O discuție pe WhatsApp, o conversație față în față și desigur o convorbire telefonică. În prima situație, discuția pe WhatsApp, vedem cum pe lângă cuvintele scrise apar anumite semne de punctuație sau emoticoane. Dacă ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, răspunsul este simplu. Comunicarea verbală nu este suficientă. Ea trebuie să fie însoțită de celelalte tipuri de comunicare, astfel încât mesajul să fie înțeles de receptor. Deci, avem comunicare verbală, adică anumite cuvinte, Paraverbală, datorită anumitor semne de punctuație, de aceea este important să le punem, și non prin intermediul unor emoticoane care înlocuiesc mimica sau gesturile noastre. Însă, anumite greșeli pot transmite mesajul greșit, ca în imaginea pe care o avem și noi aici. Dacă o să te uiți cu atenție, vei vedea că este o conver conversație între o mamă. Și fiul său, și aceasta a pus greșit emoticonul. Vei citi: A murit mătușa ta, Gripina, și sunt foarte multe semne aici care marchează un hohot de râs, reacția neașteptată a fiului, asigurarea dată de mamă, urmată din nou de niște emoticoane, și întrebarea normală a acestuia: Păi, și de ce râzi? Abia atunci femeia conștientizează pe mesajele următoare că folosise emoticoanele greșite. În a doua situație, o conversație față în față, adică un dialog, avem de a face cu o comunicare eficientă, întrucât, deși apar anumite bariere în comunicare, ele pot fi mai ușor anticipate sau rezolvate. Cuvintele sunt însoțite de intonație, de accent, de anumite gesturi care pot face ca mesajul să fie pe deplin înțeles. Ultima situație, cu vorbirea la telefon, îmbină comunicarea verbală cu cea paraverbală, excluzând-o pe cea non-verbală, ceea ce înseamnă că cineva se poate supăra pe tine dacă nu ești atent sau atentă la glumițele pe care le poți face. Hai să vedem ce putem reține de astăzi. Avem schema comunicării, cei șase factori ai comunicării și cele șase funcții ale limbajului. Ai să așa puțin cu șase cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? Șase cai. Cele trei tipuri de comunicare: verbală, non-verbală sau paraverbală. Hei! Și dacă te gândești de ce merită această lecție atenția ta, răspunsul meu este simplu. Indiferent de meseria sau profesia pe care o vei alege, vei avea nevoie întotdeauna de comunicare pentru a te face înțeles. Și știu că acum vei spune că tu vei vorbi mai mult în altă limbă probabil engleza. Însă principiile sunt universale, adică se aplică indiferent de codul folosit. Reușești astfel să vorbești clar, să asculți ce spune interlocutorul, să menții contactul vizual, să te ajuți de expresiile feței tale, să ai grijă la spațiul personal al celuilalt, dar și la postură și să fii conștient sau conștientă de tonul pe care îl folosești. A. Și se dă la bac. Mulțumesc pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita! Într-o lume în care poți fi orice, alege să fii bun! Pe curând! Astăzi am vorbit despre istorie, despre matematică, despre limbă și literatură română și mie tot îmi este foame. N-am apucat să mănânc, iar când mă uit la ceas văd că am închis deja la covrigărie și mă gândeam să-mi prepar eu o rețetă de covrigi și nu oricare rețetă, chiar prima rețetă de covrigi. Să știți și voi că prima rețetă de covrigi care s-a păstrat până astăzi datează din 1607, figurând într-o carte intitulată Tezauri de Sănătate. Ingredientele menționate sunt făină, ouă, unt, apă caldă, amestecate până se omogenizează, după care din coca respectivă se modelau covrigi. Se puneau în apă caldă, apoi în apă rece și rostul introducerii apa vinte era acela de a face ca amidonul din făină să se descompună, iar covrigii să se digere mult mai ușor. Un fapt dedus din experiență, nu pentru că s-ar fi știut ceva la vremea respectivă despre glutenul prezent în cereale și deci în făină. Ei bine, sper că v-a plăcut rețeta de covrigi, prima rețetă datată de covrigi și sper că v-a plăcut și prima ediție din sezonul 3 din After School Învățăm Împreună. Ei bine, sunt Ionuz și vă aștept cu multe alte lecții la fel de interesante și palpitante.